Eu sunt recunoscător dascălilor, familiilor, copiilor care învață în cele 8 școli transnistrene de limbă română și copiilor. Voi toți, profesori, părinți, copii, nu faceți nimic altceva decât să păstrați limba și cultura strămoșilor voștri într-o regiune în care poate că nimeni nu vă vrea. Vreau să știți că România vă vrea, vrea să fiți nu numai cetățenii Republicii Moldova, dar vrea să fiți și cetățenii României. Vreau să știți că vă așteptăm cu drag în taberele pentru copii, vă așteptăm în școlile românești și vă așteptăm alături de românii din România care vă iubesc și vă respectă. Vă asigur că dăm toată atenția la ceea ce se întâmplă în Transnistria cu cele 8 școli românești. Suntem la curent cu nedreptățile pe care așa zisul regim transnistrean le fac copiilor, familiilor și dascălilor din Transnistria, dar vă asigur în același timp de toată susținerea noastră. Și ea va fi tot mai mare și tot mai puternică pentru voi, pentru că la rândul ne, noi românii și România avem obligații față de voi, nu numai guvernul de la Chișinău. Vă mulțumesc mult!